Însușirea de către populația neîncadrată în munca semnalelor de înștiințare alarmare, precum și a procedurilor specifice pentru protecția proprie, a semenelor, bunurilor materiale, valorilor spirituale, factorilor de mediu și animalelor, în cazul producerii unor situații de urgență, pregătirea și desfășurarea unor acțiuni specifice sub egida 2011, Anul Internațional al Pădurilor, și 2011, Anul European al Voluntariatului, precum și derularea campaniei naționale de prevenire a incendiilor, o casă sigură, o viață în plus, sunt scopuri ale acestei întâlniri care vor continua până la sfârșitul săptămânii. Prin aceste acțiuni, Inspecția de Prevenire dorește să ajungă alături de cetățeni în vederea reducerii numărului de incendii, limitând astfel numărul de pierderi a vieților omenești, dar și pagube materiale.